să deschidem Scriptura la pagina 1169, la epistola lui Pavel, la doua epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 2 și să citim primele șapte versete. Pagina Scriptură, 1169, 2 Timotei, capitolul 2, începem citirea cu primul verset. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile, amin. Mă Mi vii să ocupați locurile. Aș vrea să vă spun că, după această cântare, parcă mă simt mai, mai liber să predic. Eu sunt doar un om, cu limitările mele, cu falimentele mele, dar spunea poetul în cântare: Te rog, Doamne, ca tu să ne vorbești prin Duhul Sfânt. Și mă rog ca Dumnezeu să folosească un om cu slăbiciuni, cu limitări, dar Dumnezeu, care este mare și puternic, poate să ne vorbească în continuare în această seară. Viața cu Dumnezeu aici pe pământ este o viață foarte complexă. Și dacă ar fi să vă întreb pe cei care sunteți pe calea lui Dumnezeu de 10, 20, 30, 40 de ani, poate chiar 50 de ani, cum este viața cu Dumnezeu? Ați putea să-mi spuneți, viața cu Dumnezeu este foarte complexă. Pentru că viața cu Dumnezeu este o viață de cunoaștere. O viață în care îl descoperim pe Dumnezeu. Astăzi, cunoaște mai mult decât ieri despre Dumnezeu. Și mâine vom cunoaște mai mult decât azi despre Dumnezeu. Omului Dumnezeu, Apostolul Pavel, spunea la un moment dat: Fac din cunoașterea lui Hristos ținta și țelul vieții mele, să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Ucenicii au fost cu Domnul Isus Hristos. Au participat la evangelizările pe care le făcea Domnul Isus Hristos. Au văzut minunile pe care Domnul Isus Hristos le-a făcut. Și la un moment dat, Domnul Isus Hristos, uitându-se la Filip, îl întreabă pe Filip, de atâta vreme sunt cu voi și tot nu mai cunoscut, Filipe? Viața cu Dumnezeu este o viață de cunoaștere, dar viața cu Dumnezeu este și o viață uneori de bucurie. Și nu așa că în viața aceasta cu Dumnezeu uneori experimentăm bucurii extraordinare. Bucuria iertării păcatelor, bucuria mântuirii, bucuria în Duhul Sfânt, Viața cu Dumnezeu uneori înseamnă și o viață de bucurie, de fericire. Dar alteori, viața aceasta pe care o trăim noi cu Dumnezeu este și o viață cu anumite experiențe spirituale. Aș vrea să vă întreb: vă plac experiențele spirituale? Ne plac, nu-i așa? Unii le caută, aleargă în stânga și în dreapta, unde aud că ar fi cineva care are un anumit dar de la Dumnezeu. Pentru că noi oamenii căutăm și dorim experiențele spirituale. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos a luat, spune Scriptura, pe Petru, Iacov și Ioan și a dus pe un munte înalt. Și acolo spune Scriptura, oamenii aceștia trei au avut parte de o experiență extraordinară. Spune Scriptura că acolo Domnul Iisus Hristos a schimbat la față înaintea lor, Ilie și Moise s-au arătat, și vorbeau cu Isus. Și Petru, încântat de această experiență spirituală, a spus, Doamne, aș vrea să nu se mai termine. Doamne, ce ar fi să facem aici trei colibi? Una pentru tine, una pentru Ilie, una pentru Moise, pentru că, Doamne, ne plac experiențele spirituale. Și, dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne facă parte de experiențe spirituale veritabile, pentru că viața cu Dumnezeu, Înseamnă uneori și experiențe spirituale cu Dumnezeu. Dar, dragii mei, dacă ar fi numai atât viața cu Dumnezeu, ar fi foarte simplu. De fapt, dacă ne uităm în lumea aceasta în care trăim, foarte mulți predicatori se opresc cam la atât și le spun oamenilor că viața cu Dumnezeu este o viață frumoasă. Și așa este. Și spun oamenilor că viața cu Dumnezeu este o viață de abundență. S-ar putea să fie. S-ar putea să nu fie. Alte ori, unii alți, alți predicatori spun, viața cu Dumnezeu trebuie să fie o viață de experiențe spirituale în fiecare zi. Dragii mei, nicăieri nu ne spune uh, Biblia că va fi așa. Dar, dragii mei, viața împreună sau viața cu Dumnezeu este și o viață de luptă continuă. Uh, vă descoperiți ca fiind angrenați într-o luptă continuă. Dragii mei, viața de credință. Viața cu Dumnezeu înseamnă o viață de luptă. O viață de luptă cu firea noastră pământească. nu așa că avem de luptat împotriva firii noastre, firii noastre pământești, împotriva pornirilor din interiorul nostru. Avem de luptat cu ideologiile lumii în care trăim. Avem de luptat cu ispitele. Dragii mei, avem de luptat și cu diavolul. Și... În Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12, cuvântul Domnului spune așa, Efesen 6, cu 12. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnirilor, împotriva stăpânilor acestui viac, împotriva Duhului răutății care sunt în locurile cerești. Dragii mei, Apostolul Pavel, privind viața lui în urmă, în 2 Timotei 4:7, spunea el: M-am luptat, lupta cea bună. Viața de credință este o viață de luptă. Iar pentru că noi suntem angrenați în această luptă, nu de puține ori în scriptură, noi, credincioșii lui Dumnezeu, suntem asemănați cu niște ostași, cu niște soldați. Și Pavel îi spunea lui Timotei, în versetul tău, Timotei, suferă ca un. Bun ostaș al lui Hristos. Aș vrea să vă întreb în această seară: ce fel de credincios ești tu? Ce fel de ostaș, dacă vreți, folosind termenul din scriptură, ești tu? Ești tu un bun ostaș al lui Hristos? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu are nevoie de credincioși buni, de ostași buni care se înrolează în armata lui, lui Dumnezeu și care luptă pentru cauza lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm în această seară în scripturi, în aceste versete, și să vedem prin ce se caracterizează un bun ostaș al lui Hristos sau un bun creștin. Un bun ostaș sau un bun creștin, în primul rând, este un om de încredere. Un credincios adevărat și autentic este un om de încredere. Și Pavel îi spunea lui Timotei în versetul 2 și ce ai auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni, spuneți voi, de încredere. Și aș vrea să medităm puțin și să vedem dacă într-adevăr suntem oameni de încredere. Un om pe care te poți baza. Dragii mei, aș vrea să spun că orice angajator din lumea aceasta dorește să aibă în compania lui oameni de încredere. Aș vrea să vă spun eu, când dau anunț în ziar sau pe internet că angajez, știți care e primul lucru pe care îl scriu acolo? Nu că să fie un bun meseria, să, să fie un om de caracter. Să fie un om de încredere, un om pe care te poți baza. Un ofițer care angajează uh, în armată, caută oameni de încredere, oameni pe care te poți baza. Dragii mei, dacă noi ca și oameni, pentru a delega responsabilități, pentru a da caseria firmei sau pentru alte lucruri căutăm oameni de încredere, cu atât mai mult Dumnezeu nostru din ceruri caută oameni de încredere. Aș vrea să te întreb, ești tu un om de încredere? Un om pe care Dumnezeu să se poată baza? Pentru că, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 16, de la versetul 10. Luca 16, de la versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios sau de încredere și în cele mai mari. Te poți baza pe el și în cele mai mari. Și cine nu este și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Și următorul verset. Deci, versetul 11. Deci, dacă n-ați fost credincioși. În bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Dragii mei, soțul are nevoie de o soție de încredere. Soția are nevoie de un soț de încredere. Copiii au nevoie de părinți de încredere și părinții au nevoie de copii de încredere. Biserica are nevoie de oameni de încredere. Dumnezeu are nevoie de oameni de încredere. Cum este omul de încredere? omul pe care te poți baza și de încredere este în primul rând și amintea și fratele Marius este un om credibil un om credibil spunea Pavel în versetul 2 ce auzi de la mine în fața multor martori cu alte cuvinte Pavel spunea ce ai auzit de la mine sunt cuvinte adevărate, sunt cuvinte serioase, sunt cuvinte demne de crezare, pentru că le-am spus în fața Multor martori. Dragii mei, credibilitatea se câștigă foarte greu și se pierde foarte repede. Noi, românii, datorită faptului că folosim folosesc așa să expresie neamars de multe ori, cu politicieni, cu anumiți șefi, nu mai suntem așa de uh, repede să credem. Dar spunea cineva care a venit din America acum mai mulți ani, spunea, americanii ăștia sunt foarte naivi. E credor ce le spui. Pentru că oamenii aceia, până la proba contrarie, ei te cred. Dragii mei, aș vrea să vă întreb, ești tu un om credibil, un om pe-a cărui cuvânt te poți baza? Pentru că un om de încredere este un om credibil, un om pe-a pe, care, pe -a cărui vorbire te poți baza. Și auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 5 cu versetul 37. Vorbirea voastră să fie așa, da să fie da, nu nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Dragii mei, aș vrea să vă întreb, cum stăm noi cu credibilitatea în vorbirea noastră? Suntem niște oameni credibili? David, întrebându-se în Psalmul 15, doamne, cine va locui în cortul tău? Și spune acolo, un moment dat, în versetul 4, partea a doua, omul acela care va locui în... în, în în cortul lui Dumnezeu este omul care nu-și ia vorba înapoi, chiar dacă face un jurământ sau o promisiune în paguba lui. Avem noi tăria aceasta, chiar dacă facem o promisiune, o jurință, care este în paguba noastră, să ducem până la capăt jurința? Dragii mei, acum mai mulți ani de zile, mulți ani, știu că am dat la cineva niște bani împrumut. Și persoana aceea era un om de afaceri, dar a venit criza și afacerile nu i-au mai mers. Și omul acela nu, mai, nu a mai avut de unde să-mi dea banii. Au trecut foarte mulți ani, eu am și uitat de banii aceia. Știam că nu-i voi mai căpăta niciodată. La un moment dat primesc un telefon de la fratele să era frate. Îmi spune, Dani, să știi că Dumnezeu m-a binecuvântat și uite, pot să-ți plătesc datoria. Și spunea el, ne vom întâlni să spătesc datoria, dar uite, am o rugăminte. Zice, Dumnezeu prin toate încercările prin care mi-a trecut, mi-a vorbit și uite, eu acum mă ocup de o biserică de la țară. Și acum suntem în construcție. Și zice, oare din banii aia n-ai putea să dai pentru, urmează să punem acoperișul? Și eu așa cum îți mai repezi din fire, am spus, da, toți îi las la biserică. Oricum erau niște bani care, și în mintea mea, nu erau prea mulți bani. M-am dus acasă și m-am uitat în agenda. Și când am văzut câți bani au fost, am zis. Hm, pă, și jumătate era bine dacă îi dădeam uh, pentru biserică. Totuși era ceva. Am uitat și am spus acelui frate, toți îi dau. Acum aș vrea să vă spun că am avut anumite lupte în, în, în mine. Dar pentru că am spus, îi dau toți, toți i-am dat. Dar, dragii mei, nu e așa că uneori, și poate v-ați regăsit și în, în, în afacerile noastre, în, în relațiile noastre, s-ar putea uneori, poate fi mai repezit sau poate ne gândind foarte bine, să promitem ceva, să spunem ceva. Și s-ar putea ca ceea ce am promis și am spus să fie în paguba noastră. Dar, dragii mei, un creștin, un copil al lui Dumnezeu, chiar dacă face o promisiune în paguba lui, el se ține de promisiunea aceea. Aș vrea să spun și reversul eu. Am crezut că toți oamenii sunt de cuvânt. Și aș vrea să vă spun că în afaceri, nu de puține ori m-am fript, așa spun termenul acesta, pentru că eu când un client îmi spunea, Dani, stai liniștit că îți plătesc, eu îl credeam pe cuvânt. Spunea Marius că oamenii au învățat că nu, nu te mai poți baza pe cuvântul oamenilor și faci contracte. Însă eu am crezut că e ca la biserică, ca în Biblie, da, da, nu, nu. Și pentru mine la început a fost... Dacă clientul îmi spunea că îmi plătește, uite, acum nu am bani, dar stai liniște că o să-ți plătesc. Dragii mei, un om de încredere este un om credibil pe a cărui vorbă te poți baza. Dragi tineri, aș vrea să vă dau un exemplu și să vă întreb dacă uh, sunteți astfel de oameni pe cuvântul căruia te poți baza. Să se bazeze părinții, să se bazeze colegii. Aș vrea să vă dau un exemplu din Scriptură. În Cartea Doi Împărați, la capitolul 5, spune Scriptura că în casa lui Naman era o fetiță. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, era o fetiță. Și fetița aceasta știa despre boala stăpânului său. Și această fetiță merge la soția lui Naman și spune, dacă stăpânul meu, ar merge în țara mea, în țara lui Israel, ar merge la omul acela, la prorocul acela, Dumnezeu va vindeca de lepra lui. Și, dragii mei, ceea ce găsesc foarte curios este că această femeie crede ceea ce spune o fetiță roabă din țara lui Israel. Mai mult, această, această femeie îi spune soțului său și omul acesta, care nu era oricine, crede și el acele cuvinte. Ba mai mult merge la Împăratul Siriei și spune acestui Împărat, uite fetița aceasta roabă din casa mea. Mi-a spus că dacă mă duc în țara lui Israel, acolo voi găsi vindecare. Și parcă îl văd pe Împăratul și tu te bazezi pe cuvintele unei fetițe, unei fetițe care este roabă. Naman, soția lui, o cunoștea pe această fetiță, era în casa lui, știa că este demnă de încredere. Care credibilitate în tot ceea ce spune? Dragii mei, să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm de această fetiță. Chiar dacă ești copil, Cuvântul tău trebuie să fie credibil. Nu la fel pot să spun și despre un om mai mare, despre Lot, care atunci când uh, trebuia să fugă din Sodoma, i-a spus ginerului lui, trebuie să părăsim cetatea, Dumnezeu va trimite din cer potop. Dumnezeu va trimite foc și pucioasă. Și știți să spune Scriptura că ginerii lui credeau că glumește. Dragii mei, un om de încredere este un om credibil. Dar în al doilea rând, un om de încredere este un om consecvent, un om statornic, un om de schimbător. Este un om consecvent cu principiile, care nu schimbă principiile în funcție de împrejurările vieții. Și aici este imaginea acelui luptător, acelui atlet, acelui sportiv, cine luptă la jocuri, nu este încurunat dacă nu s-a luptat după rândul el. Dragii mei, există rândul există principii, există porunci. N-ați auzit de sportivi descalificați pentru lucruri mărunte? N-ați auzit sportivi suspendați pentru că au cărcat regulament chiar dacă nu au făcut-o intenționat. Dragii mei, pentru că nu poți primi cu una numai dacă te lupți, numai dacă concurezi după rândul el, după legi. Nu există scurtături sau excepții. Vom primi cu una doar dacă suntem oameni consecvenți cu principiile lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc un cuvânt din Ioan, capitolul 2, de la versetul 10. De ce spun că este foarte important să fim consecvenți cu principiile? Ioan 2:10: Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de câte? De toate. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Dragii mei, aș vrea să vă întreb: cât suntem de consecvenți? Cu legile și cu principiile din Scriptură. Doar așa vom primi cu una dacă vom trăi după legile și după principiile pe care Dumnezeu le-a fixat în Scriptură. Nu un om, nu o asociație, nu o federație, ci însuși Dumnezeu a scris aceste legi și aceste principii în Cartea Lui. Consecvenți nu doar cu principiile, ci consecvenți și cu pregătirea sau cu echiparea. Dragii mei, un sportiv care primește cu cununa, care este pe locul întâi, este un, un om care a fost consecvent cu pregătirea, cu echiparea. Și această imagine a sportivului și a soldatului ne vorbește despre consecvența în pregătirea noastră, în echiparea noastră. Și aceasta trebuie să fie în fiecare zi. Ca soldați în armata lui Hristos, noi trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Hristos. Dragii mei, suntem noi niște oameni consecvenți cu principiile lui Hristos? Cu pregătirea? Cu obiectivul pe care îl avem noi în față? Pentru că, dragii mei, un sportiv și un ostaș își și fixează un obiectiv. Și spunea Pavel în textul acesta, s-ar putea anumite treburi ale vieții, care nu sunt păcătoase în ele însele, să te distragă de la adevăratul și importantul obiectiv al vieții noastre, care este Dumnezeu și împărăția Lui. Dragii mei, un om de încredere este și un om consecvent. Dragii mei, dar vreau să mai spun încă un lucru și apoi să închei foarte repede. Un om de încredere este și un om competent. Spunea în versetul 2 ce auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere și cum trebuie să fie ăștia? În stare să învețe și pe alții. Cu alte cuvinte, să fie oameni competenți. Dragii mei, nu doar școala... Politica sau businessul are nevoie de oameni competenți. Aș vrea să spun că Biserica și Dumnezeu are nevoie de oameni competenți. În lucrarea lui trebuie oameni competenți. Și, pe de o parte, această competență se poate câștiga prin cunoaștere. Este ceva ce ține, o parte ce ține de noi, de efortul nostru personal. Dacă vorbim despre predicare, această competență se poate câștiga prin citirea Scripturii, prin studierea Scripturii, prin educație. Urmarea unei școli biblice sau unui seminar teologic. Dacă ești cântăreț, cunoașterea muzicii are muzica anumite reguli, repetiții, sincronizarea vocilor și a instrumentelor, educație, școală de muzică sau conservator. Dragii mei, în Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie oameni competenți și lucrarea trebuie făcută cu competență. De aceea corul se întâlnește. Cel puțin o dată pe săptămână și pentru evenimente de mai multe ori, pentru că trebuie să se repete. De aceea predicatorii stau și citesc și se roagă înaintea lui Dumnezeu. De aceea studiază Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este nevoie de competență. Și cred cu tărie că în Biserica lui Dumnezeu, lucrarea trebuie făcută cu competență. Dar, dragii mei, nu este doar atât, ci este și cealaltă parte. Competența nu se câștigă doar prin cunoaștere, studiu, muncă. Ci competența se câștigă și prin chemarea pe care ți-o face Dumnezeu. Competența se câștigă și prin chemarea pe care ți-o face Dumnezeu. Aș vrea să vă spun despre, să vă dau un exemplu despre Gedeon. Omul acesta care spune Scriptura că bătea grul în undeva ascuns de frica madianiților și la un moment dat vine Dumnezeu la el, un înger de la Dumnezeu și spune Domnul este cu tine, viteazule. Și aș vrea să vă spun că Gedeon se uită la el, la competențele lui și spune, Doamne, nu sunt competent. Eu sunt cel mai mic din casa mea, familia mea este cea mai săracă, Doamne, n-am nicio competență. Dar știți ce spune Dumnezeu? Du-te cu puterea pe care o ai, căci eu voi fi cu tine. Sau vreau să vă dau exemplu lui Moise. La un moment dat vine Dumnezeu la el și spune, Moise, vreau să îți dau o lucrare. Vreau să izbăvești pe poporul meu din mâna egiptenilor. Se uită Moise la el și spune, Doamne, nu sunt competent. Doamne, Tu știi istoria mea, vorbirea, nu am vorbirea ușoară, vorba și limba mi este încurcată. Doamne, trimite pe altcineva pentru că nu sunt competent. Dar Dumnezeu îi spune, Moise, du-te pentru că eu sunt cu tine și eu îți voi da competențele necesare. În versetul Șapte pe care l am citit. și ce spunea uh, Pavel lui Timotei, tânărul acesta slujitor, care urmea să fie în slujbă? Și poate nu se vedea vrednic și spune așa, înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Dragii mei, dacă Dumnezeu te-a chemat la o lucrare, Dumnezeu te va echipa să poți face acea lucrare cu competență. Dacă Dumnezeu te-a chemat și te-a trimis undeva în lucrarea lui, Dumnezeu te va echipa în așa fel încât să poți face lucrarea lui Dumnezeu cu competență. Este o parte pe care o faci tu și o parte mult mai mare pe care o face Dumnezeu. Pentru că spunea Cuvântul Dumnezeu, noi suntem împreună, ziceți voi, lucrători cu Dumnezeu. Pentru că așa alege Dumnezeu să facă. Dragii mei, aș vrea să mă opresc aici. Și aș vrea să ne pregătim să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni de încredere. Pentru că Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni. Oameni pe care te poți baza, pentru că lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni. Oameni credibili. Oameni care să aibă credibilitate în fața lumii, în fața colegilor, oameni a căror vorbă să fie luată de bună. Și oameni pe care să te poți baza. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Dar să fim și oameni consecvenți cu principiile, cu pregătirea, cu echiparea, cu obiectivele pe care le avem, obiectivul principal pe care îl avem. Pentru ca Dumnezeu în ziua aceea să ne spună într-un final, după ce ne va fi găsit fiind credincioși, vino, rob bun și credincios și intră în bucuria stăpânului tău. Haideți să stăm cu toți ridicați în picioare și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și în această rugăciune să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu, să fim cu adevărat un bun ostaș, un bun credincios, să fim oameni de încredere. Haideți să ne rugăm cu toți împreună. Amin.